A curs berea în valuri la München după victoria de povestea României. Scoțienii n-au putut sta departe de petrecere. Cel mai nebun fan român a venit tocmai din Australia pentru meciul de poveste. Peste 30.000 de români au colorat Münchenul în galben după victoria istorică. Imnul României s-a auzit și la acordeon. Iordănescu e numărul 1, cu toate că l-a înjurat toată lumea. N-a lipsit nici maneaua numărul 1 din Europa. Suntem de români! I-a făcut forță călită, bă! Cine ți-a plăcut? România. 16.000 de kilometri a făcut un român să fie pe stadion. De unde ai venit pentru România? Melbourne, Australia. A meritat fiecare secundă aici cu prietenii, cu familia. Îndrăgostiți de petreceri, câțiva fani scoțieni li s-au alăturat românilor. Naționala s-a întors la Würzburg tot cu trenul. Fanii de acolo le-au făcut surpriză și i-au așteptat cu artificii.